Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la proiecte diverse DIY. Să vă zic o povestioară mică. Anul trecut, în decembrie, ne sună cineva care vrea să organizeze un târg de Crăciun. Îi facem ofertă de preț, bineînțeles toate protecțiile, cu tot ce trebuie, cu împământare, cu nebunii. Scump, doamne, dincolo era mai ieftin, că toată lucrarea trebuia să coste undeva la 1200 de lei cu tot cu materiale per baracă, da, că erau de-astea din lemn, bineînțeles cu tot ce trebuie, da, inclusiv acte. Și nu că e scump, că cu 12 milioane a găsit pentru toate, că vine cineva și branșează imediat și bla bla bla. Da, haide să vă arăt de ce a fost așa ieftin. Am impresia că lumea asta e plecată rău cu capul. Că o să vedeți, branșamentul este încă activ, adică, și o să vedeți și înălțimea la vreun metru de sol. Deci poate să bagi oricine mâna acolo. Să luăm pe nenea pe în control și să mergem în control. Uite frumusețea. 63 șrachi, aluminiu, bineînțeles, protecție la atingere directă 0 și tensiune pe el maxim. Și e pus la un metru de pământ, bineînțeles, ce pe care pe că n-avem pe, da? Și vine frumos pe cablul ăla care vedeți acolo, cablu aici, pac-pac, prinsă cu această clemă deosebită, este o clemă VDE, după ultima normă, și așa trebuie să fie, scoci de ăsta pentru zugrăveli, plus un scoci roșu. Avertizare, atenție prostule, nu băga mâna în siguranță. Și bineînțeles că e și ridicată siguranța, probabil e blocată pe ridicat. Cui să-i spui, cu cine să vorbești, e tamai parcarea, e tamai centru comercial, n-are nicio treabă. Da, avem noi treabă, lasă-o, domnule, că e bine că știm noi ce facem. Faceți ce vreți. Da, asta e meserie tehalesc. Ce? Nu merge și așa? Merge. Da, cam asta la filmulețul ăsta minunat. Dar ce am și eu la revedere? Stai că n-am terminat. Uite cum se leagă stâlpul la pământ. Pe asta n-ați văzut-o până acum. Oare ne mai facem bine vreodată? Eu mă întreb oare de ce ne întrebăm... nu, mă întreb de ce unii se supără când îi faci proști. Ca fapt divers așa. Era o întrebare retorică. Hai, de ce sunteți răi acum? Are omul împământare pe 4 mm sau nu? De ce să fim cărcotași? Are! Șurubul doar mi se pare, nu e rugini. Care papuc? Vorbiți frumos. Că papucul e în jos, firul e lângă. Sunt două lucruri total diferite, așa cere montajul. Problema la noi acum, fără Caterinca, e lipsa mentenanță. Nu există mentenanță la noi. Șurubul aia se scoși la 2 ani. Se dă cu baran, cu chivi, practico, cu chestii, trestii, socoteli, să mai pune un papuc. Papucul îi trebuie și lui un termocontractant. Mai trebuie un cablu cu PVC-ul care rezistă la UV. Da? Că de acolo apare contactul slab și probleme. La noi mentenanță zero. Nu există așa ceva.
poți să le explici la clienți ce mentenanță, domne. Că pe asta n-ați mai văzut-o până acum. La un metru de stâlp. Am intrat și noi cablu TV.